La Ploiești a avut loc weekendul trecut o nouă etapă a proiectului național Șah în școală. De bună organizare s-a ocupat ca de fiecare dată Constantin Țurlea, președintele Asociației Județene de Șah Prahova. Pe primul loc la turneul principal, desfășurat sâmbăta trecută la un centru comercial din Ploiești, s-a clasat șahistul Șervan Cristian Ștefan cu 5 puncte și jumătate, urmat de Tănăsie Cosmin și călugăreanu Ioana, ambii cu 5 puncte din cele 6 partide disputate. Nu este prima dată când Șervan Cristian Ștefan câștigă un turneu la Ploiești. Are 17 ani și joacă șah de la vârsta de 5 ani. O pasiune moștenită de la mama sa, așa cum ne-a povestit anul trecut când a fost invitat în emisiune. M-a fascinat încă de mic jocul. Am aprofundat teoria deschiderilor, am repetat finaluri, am analizat combinații. Toate astea de la o vârstă fragedă. Profesorii au observat cât de atent sunt și cu câtă precizie făceam mutările pe tablă. La 6 ani și jumătate eram deja la grupa de performanță. Au urmat turnee, dar și campionate naționale. A mai spus câștigătorul pentru Observatorul Prahovean. Etapa a proiectului național Șah în școală, competiția de la Ploiești a fost arbitrată de Dariana Didiliuc și Radu Cătălin Chirilă, arbitru internațional. Următoarea etapă va avea loc pe 6 mai la un alt centru comercial din Ploiești.